Neața, neața, și mei, astăzi începem ziua cu un cappuccino din ăsta. Acum o să-l cu o linguriță de miere de rapiță pentru că este foarte bună mierea asta de rapiță. Și după ce savurăm uh, acest cappuccino, o să vă iau cu mine toată ziua să vă arăt absolut toate mesele pe care le am într-o zi de menținere, după ce am slăbit 50 de kg. Haideți să vedem urșii mei ce mai mâncăm și astăzi, ce bunătăți mai facem. Pentru că știți că mie îmi place să mănânc lucruri gustoase, lucruri cu gust, mâncări românești. Și astăzi m-am trezit cu poftă și cu niște idei foarte, foarte tari. Ia uitați ce cărniță avem aici de la oală, de la untură. Arată foarte bine, nu? Îmi place foarte mult carnea asta. Ia uitați aici ce bine arată. Avem și cârnați, avem și costițe. O să facem acum cu niște ouă să vedem. Ia uitați ce mișto arată. Super tare. Haideți că mă apuc să îmi pregătesc ceva de mâncare și apoi vă arăt. Cam așa arată produsul final. Haideți să vă arăt ce am pregătit aici. În primul rând, vedeți, mi-am făcut două antigaie, Avem niște roșii de la noi din solar. Două cepe din astea micuțe roșii. O bucată de brânză, tot așa de la cineva de aici. Mi-am pus doi cărnăciori de fapt un cârnaș jumate. Aici avem o costiță de cărniță de la uh, oală, da? Nu prea mai am unde să le pun. Și aici mi-am tăiat câteva feliuțe de carne din asta. Mușchi, cred că e. Tot așa de la garniță. Vă urez poftă bună tuturor! Oh a venit tata de la Vâlcea, ia uitați aici și a adus, a adus foarte multă varză, probabil că vrea să o omoreze ca a luat și niște hrean. Varza este foarte, foarte bună pentru slăbit, pentru că are foarte puține calorii, e foarte sănătoasă, are foarte multe fibre și are până în 30 de calorii pe 100 de grame, ceea ce este fantastic. Și aici avem struguri, ia uitați ce bine arată și strugurii ăștia strugurea undeva la 65-70 de calorii pe 100 de grame, adică un kilogram are vreo 700 de calorii. Ia uitați ce a făcut aici bucătarul meu personal. mama, dacă te me are, te mănânc. De ce ai pus așa mult ulei? Ia uitați aici. Ce a făcut mama? Sita, un sos așa cu multe legume și cu carne de pui. Multe carne de pui. Ce ai pus aici? Și pui? Da. A, ai pus numai pulpe. Uh -huh. Ai pus 3 kg de pulpe aici, uite. Câte pulpe sunt. Și foarte multe legume. Să vedem. eu de nou, -am o nouă, n-am mai făcut-o până acum. Mi-a dat-o sora ei de la Buzău. Mătușa mea de la Buzău. Vom vedea. Vom vedea ce gust are mai încolo când ne punem la masă. Pentru masa asta mi-am pus aici o grămadă de tocăniță ursimei. mei. Ia uitați, și că sunt nemâncat de 3 zile. Este un castron foarte mare. Mi-am pus 3 bucăți de carne trei bucăți din astea de pui, ciotoia și așa, da? Ia aici. Ce să zic, avem foarte multe legume. Am încercat să evit cât se poate grăsimea. Foarte multe legume în schimb. O să mănânc și cu două feluțe de pâine. Haideți să vedem cum este această tocăniță pentru că este prima dată când o face mama mea. Și aici lângă avem niște murături din astea asortate care îmi plac foarte mult. Deci avem foarte, foarte multe legume la masa asta. Avem și proteină și pâinică. Vă urez poftă bună tuturor! Tocmai și am terminat de cules dovleci urșii mei și am avut parte de un cardio extraordinar în care mi-a solicitat foarte mult mușchii, da? Nu numai nivelul cardiovascular, pentru că uitați și voi cum arată o din asta, o roabă, pe care a trebuit să o cartu mai din fundul grădinii, la aproximativ 150 de metri și am avut de făcut destul de multe drumuri, am făcut vreo 10 drumuri. Uitati uitați aici ce-am adunat. Uitați-i pe astea mari, haideți să vi arăt. Ia pe ăsta cât de mare. Și ăștia doi de aici sunt imensi. O să pun aici o poză cu maica mea, cu un dovleac din asta în mână, să vedeți cât de mare e dovleacul ăsta de aici. Pentru că așa jos nu cred că vă puteți da seama cât de mare, cât de mare este. Așadar, treburile la țară pot fi foarte solicitante și foarte bune pentru a slăbi și pentru a vă face și util. Și dacă nu știați câte calorii au dovlecii, vă spun eu, acum au 30 de calorii pe 100 de grame ceea ce este fantastic. Puteți să-l tăiați, să-l băgați la cuptor, să mâncați un kilogram și să luați decât 300 de calorii. Până în 300 de calorii, mai adăugați și două lingurițe de miere. Intrați pe site la mine pe www.mieretv.ro, luați de acolo miere de salcâm, pentru că merge extraordinar de bine miere de salcâm cu dovleacul copt. Și veți avea parte de o masă foarte mare, foarte bogată în micronutrienți, în vitamine, în minerale, în fibre. O masă foarte sănătoasă, vă veți simți full și veți lua foarte puține calorii. Și bineînțeles veți putea fi puternici și sănătoși ca niște urși exact ca și mine. Haideți să luăm gustare urșii mei. Avem aici niște dovleac de la noi din curte. I-am cules. Sunt foarte, foarte buni i-a făcut șeful meu bucătar la cuptor, mi-a făcut un dovleac, este foarte bun și o să-l îndulcesc cu miere de salcam pentru că vreau să fie mai dulce, vreau să fie bomboană, da? El este dulce, dar vreau să fie mai dulce, să fie o gustare așa foarte, foarte bună, să-mi țină pofta de dulce sub control și, bineînțeles, foarte slabă în calorii, pentru că dovleacul are decât 30 de calorii pe 100 grame, aici avem, cred că, jumătate de kilogram, ceea ce înseamnă decât 150 de calorii, iar o linguriță de miere are aproximativ 30 de calorii, da? 25-30 de calorii și mierea are pe 100 de grame 320 de calorii. Adică vreo 10 lingurițe din astea înseamnă 100 de grame. Am pus 2, haideți să punem 3, să fie aproximativ 90 de calorii, da? Hai să punem 100, să rotunjim și cu 150 de la dovleac, câte sunt? 250 de calorii o gustare foarte bună, foarte sănătoasă, hrănitoare și destul de mare. O să ne ținem și de foame. Ia uitați urșii mei ce mi-am pregătit aici să mănânc. Mi-am făcut trei cartofi din ăștia mari, am fiert în coajă, după care i am decojit, i-am tăiat bucățele și am tras în tigaie cu două cepe mari. Haideți să vă arăt mai bine. Am pus și puțină cărniță, dar foarte puțină. Am mai avut șunculiță din aia țărănească. Mai avem așa câteva bucățele de șunculiță pe aici, dar nu foarte multă. Și sunt foarte, foarte buni cartofii ăștia, vă garantez, sunt extraordinari. Ia hai să îi gustăm din nou. Eu i-am mai gustat că a trebuit să-i potrivesc de sare. Mmm. Mm. Extraordinari sunt. Și o să mâncăm cu murături. Ia uitați și bine arată murăturile astea. Avem varză, morcov și conopidă. Ia uitați ce mișto arată și sunt foarte, foarte bune. După cum puteți vedea, avem foarte multă mâncare, însă este o mâncare care are puține calorii pentru că sunt foarte multe legume aici. Masa este foarte voluminoasă, dar are foarte puține calorii. Legumele murate au undeva la 30 de calorii pe 100 de grame, ceapa la fel, am pus două cepe mari, 30 de calorii pe 100 de grame. Cartoful are vreo 85 de calorii pe 100 de ceea ce ne permite să mâncăm mult și să luăm foarte puține calorii. Gata, vă las mi-e poftă, vă urez poftă bună. Cam atât mi-a mai rămas sorșilor, n-am reușit să termin tot. Sunt full, mă doare burta, explodează. Asta înseamnă să mănânci la volum, să mănânci mâncare care are foarte puține calorii. Și după cum v-am spus și în perioada mea de slăbire și v-am arătat, legumele și fructele au cele mai puține calorii. Și de aceea este foarte important să mâncăm, pe lângă faptul că au și foarte multe vitamine, minerale, fibre, sunt foarte sănătoase, dar sunt și foarte bune pentru dietă. Uitați câți cartofi mi-au mai rămas, nu știu, m-am gândit așa acum, dacă am mâncat 400 grame de cartofi, ori 85 de calorii, sunt undeva la 350 de calorii. Plus 100 de grame de ceapă, 100 și ceva de grame de ceapă. Hai să zicem 200 de grame, că am pus două cepe mari. Ori 30 de calorii pe 100 de grame, cât vin? 60 de calorii, 50-60 de calorii, foarte puțin. Și astea, ne zicem în 400. Și aici cred că mai am avut vreo 200 de grame de murături din astea, la fel, vreo 30 de calorii pe 100 de grame. Deci undeva la 450. Hai să punem 500 de calorii. Undeva la 500 de calorii, dar sunt full. Și pe lângă faptul că sunt full, mâncarea asta v-am zis, este foarte sănătoasă. La gustare avem un castronaj de struguri. Avem cam jumătate de kilogram de struguri. Asta înseamnă vreo 350 de calorii. Ușor, ușor am început să renunț la dulciuri. Am început să mi iar iarăși dieta cu fructe. Să mănânc fructe ca deserturi și ca gustări atunci când mi este poftă de ceva dulce. Și credeți-mă că este mult mai bine pentru că au mai puține calorii și sunt mult mai sănătoase fructele, au și vitamine. Și vă sfătuiesc pe toți care vreți să slăbiți și care vreți să aveți o viață sănătoasă să încercați să consumați cât mai multe fructe și ușor, ușor o să vedeți că o să puteți renunța și voi la dulciuri și la biscuiți și la tot felul de prostii de genul ăsta.